Lăudați să fie în numele Domnului. Amin. Iubiți oameni de la Dumnezeu, v aș ruga să deschideți Sfântul Cuvânt la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Citim un singur verset, anume versetul 31, pagina 1067. Cuvântul Domnului spune astfel: Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulția. Amin. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dragi frați și surori, vă aducem sfinte salutări din partea bisericii române pentecostale din Kitchener din Canada. Salutul bisericii este Psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului și nu numai oricând veți apela la Dumnezeu cel Prea înalt să vă răspundă, să vă dea biruință, să vă dea har și să vă întărească în tot ceea ce aveți nevoie. Mă bucur că în această zi împreună cu soția mea Diana putem să vim împreună cu dumneavoastră la părtășie. Mulțumim fratului pastor unui care ne-a înaintat această invitație să vim cu dumneavoastră împreună, fiind pentru un weekend în România la Biserica Muntele Sionului din Deva, pentru un timp de slujire acolo, frații au discutat între ei și așa s-a întâmplat când ești în delegație, ești rob și ce se spune aia faci. Am o expresie când mă duc în afara bisericii și eu sunt om sub stăpânire. Și atunci când cei care te au chemat spun că așa se face, așa se face. Ne bucurăm că putem fi împreună cu dumneavoastră, cum spuneam mai devreme fratele Pastor. ne-am bucurat de vizita dumnealui la începutul anului acestuia, când împreună cu un grup de frați au fost la noi, un timp binecuvântat de părtășie într-o vineri seară o noapte prelungită de rugăciune, în care ne-am bucurat de mesajul Evangheliei de părtășie a rugăciunii. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să-L binecuvânteze fratele Pastor și împreună cu El, pe dumneavoastră, pe toți Domnul, să vă îmbrace cu putere și cu har. M-am bucurat să revăd câțiva din frații noștri care sunt în vizită în România, familia Ardelian, familia Iancu și de asemenea pe lângă dumnealor, frați care ne-au vizitat mai multe vreme, familia Crișan și alții, împreună cu noi, rude în devenire, sunt familia Ghiran, care în curând vor face nuntă cu familia noastră, Rachel făcând nuntă cu fratele meu și ne bucurăm de faptul că ne putem vedea cu frați și cu cei care nu ne-am văzut până acum. Sper că ne vedem la sfârșit. Domnul pe tot să vă binecuvânteze. Dragii mei, am primit un gând în această dimineață, stând pe scaun, ascultând cuvintele care au fost spuse mai devreme, meditând la călăuzirea Duhului Sfânt, și am primit pe inima acest cuvânt să vorbim despre secretul bisericii biruitoare. Vreau să vă spun că acest mesaj n-a fost pregătit și merg pe mâna lui Dumnezeu simțind sfatul care Dumnezeu mi l-a dat și mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt în cuvintele care vor fi spuse să vă încurajeze și să vă întărească ca și biserică să puteți merge mai departe. M-am bucurat să aud despre rezultatele frumoase care Dumnezeu le-a lăsat acestei biserici. Meditând în rugăciune înainte lui Dumnezeu, ce înțelegeam din partea Domnului este că vremea care stă în față este o vreme în care se va schimba viteza, va fi o lucrare mai amplă, mai profundă, mai puternică. Ei, dragii mei, aceste promisiuni pe noi ne încurajează, ne îmbucură. Care nu se bucură să audă că Dumnezeu vrea să binecuvânteze Biserica în care se află? Vrea să dea randament lucrării, vrea să dea biruință. Dar s-ar pune o întrebare, totuși, care este secretul Bisericii care devine biruitoare? Unii, după sistemul cel nou, vor apela la felulite metode prin a atrage oamenii. Am rămas surprins să văd în această dimineață că măcar că ați crescut numeric, după cum spunea fratele păstor mai devreme, ceea ce mă surprinde este că n-am văzut nicio acrobație aici pe scenă, n-am văzut nici dansuri, n-am văzut nici alte lucruri care să, zicem noi, atragă oamenii să vină la biserică. Ba din potrivă, am văzut o rugăciune înflăcărată de Domnul, de care m-am bucurat și eu că Dumnezeu este prezent în adunare. O dovadă că o biserică este sănătoasă, este capacitatea în care se poate ruga înainte lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, alte lucruri le putem mai falsa noi, dar rugăciunea ori este, ori nu este. Rugăciunea este un act autentic în care inima bisericii se deschide, se apropie de Domnul și Duhul Sfânt încununează cu multă putere lucrarea. De aceea, dragii mei, m-am bucurat să văd în această dimineață acest apetit după părtășie cu Dumnezeu. Când vorbim în schimb despre biserica biruitoare, unii vor spune că sunt o sumedenie de factori care vor face o biserică biruitoare. Unii vor apela la fel de fel de scenete, alte modalități prin care să facă mai viu cuvântul lui Dumnezeu și astfel oamenii să fie mai interesați să vină, că cine va veni la biserică să asculte doar o predică. Desigur, în momentul când coboară Duhul Sfânt și umple biserica cu har, unge cuvântul vestit cu putere și cu autoritate, toate lucrurile se schimbă. Dumnezeu are putere să facă mari minuni. Și am văzut în timpul predicii oameni care au fost schimbați, atinge Duhul Sfânt, spunând până în ziua de azi, niciodată nu m-am gândit la latura aceasta. Ascultând cuvântul, inima mea a fost mișcată, am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, trebuie să fac o schimbare. Mare putere are cuvântul predicat sub ungerea Duhului Sfânt. Mi-aș dori pentru Biserica Betleie, ori de câte ori se predică cuvântul lumii în locul acesta, să fie îmbrăcat cu Duhul Sfânt și cu putere. Și -o Domnul să dea o mare biruință pentru dumneavoastră alții vor apela la fel de fel de alte articole și situații prin care să încerce să înflăcăreze biserica. Aș vrea în această dimineață, în lumina acestui singur verset, să observăm câteva calități care vor duce biserica să ajungă la o stare de stabilitate și să fie biruitoare. Vom vedea că în final există un secret al gustului, care este esențial, indispensabil pentru viața bisericii. Suntem în a doua zi de Rusalii, vom vorbi despre Duhul Sfânt și aș vrea să vă fac geloși, dacă aș putea, prin câteva experiențe frumoase, lucrări care le-am văzut cu ochii mei, care dovedesc, dragii mei, că Duhul Sfânt este la fel de activ în ziua de azi, așa cum era acum 2000 de ani, așa cum a lucrat de când Dumnezeu a făcut lumea. Duhul Sfânt încă lucrează mărit să fie în numele Domnului. Și pentru scepticul din sală care mai spune dacă Dumnezeu încă mai lucrează, aș vrea să vă arăt dovezi atât argumentate scriptural, cât și din viața practică, că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci să fie numele. Dar mai sunt câteva elemente care le găsim în versetul acesta, care compun rețeta unei biserici sănătoase și puternice, unei biserici biruitoare. Haideți împreună să le observăm, să le argumentăm și Dumnezeu să ne lumineze mai apoi să facem ceea ce Dumnezeu ne învață. În primul rând, dragii mei, spune cuvântul Domnului că biserica se bucura de pace. Unul din elementele necesare pentru biruința unei biserici este pacea. Și pacea vizează mai multe laturi. Mă opresc doar la câteva dintre ele. În primul rând, m-aș gândi la pacea cu Dumnezeu. Zice Sfânta Scriptură: Îmi prietenește de cu Dumnezeu și vei avea pace. Dragii mei, noi suntem oameni. Suntem limitați. Psalmul 103 amintește că Dumnezeu își aduce aminte că noi suntem doar țărână. Dumnezeu ne știe limitele noastre. Dumnezeu ne cunoaște neajunsurile noastre. Și în aceste neajunsuri, spită lupte care apar în viața noastră, deseori greșim înainte lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spunea că noi greșim în multe feluri. Indiferent cât de tari ne-am ține noi, indiferent cât de mult ne ancorăm noi să nu păcătuim, să nu greșim, realitatea este că înainte lui Dumnezeu vom face nu una, ci foarte multe greșeli. Și atunci, ca biserica să fie biruitoare, să aibă putere să înainteze, are nevoie de pace și pace cu Dumnezeu. Aici aș implica un argument vis-a-vis -vis de lucrarea de mărturisire. Dragii mei, ca o biserică să rămână vie, tare și curată în fața Domnului, are nevoie să mențină o linie de curățire la nivel sufletesc, la nivel spiritual și aceea se face printr-un act al mărturisirii. Aici gândurile se împart a oamenilor. Unii spun, mărturisirea înseamnă că eu mă plec pe genunchi și zic lui Dumnezeu, Doamne, am făcut cu tare și cu tare. te rog să mă ierți, mergem mai departe. Și ne întreabă câte unul, frate, nu-i ajuns că m-am mărturisit lui Dumnezeu? Țineți cont că orice mărturisire se face numai Domnului. Oamenii nu pot lua mărturisirile oamenilor pentru că nu stă în mâna noastră puterea să iertăm, să dăm eliberare. Dacă ar sta la mâna noastră aceasta, gândiți-vă ce linie lungă ar fi la birou pastoral. Nu ni este dat nouă puterea aceasta. Întotdeauna mărturisirea merge înaintea lui Dumnezeu care iartă. Dar există aici un principiu, dragii mei, și vreau un pic să mă opresc asupra lui. Când vorbim despre actul mărturisirii, ca un act în care ne pregătim sufletele, ne curățăm sufletele și împreună luptăm pentru o pace comunitară cu Dumnezeu, aș vrea să întreb, în momentul când noi greșim, când noi păcătuim, când noi supărăm pe Domnul, unde este Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu dispare din Universul acesta și doar reapare după ce păcătuim noi, ci Dumnezeu ca întotdeauna este pretutind în prezent. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu te vede. Dumnezeu îți cunoaște căderea și greșeala. Și atunci când eu mă duc și mă mărturisesc Domnului spunând, Doamne, eu am greșit, na, iartă-mă. ce zic zică lui Dumnezeu ce nu știe Dumnezeu? Și atunci ce înseamnă biblic a te mărturisi? Sintagma mărturisire, precum o găsim în Sfânta Scriptură, din limba originală ar însemna a vorbi la fel, a vorbi în acord, Asta înseamnă că Duhul Sfânt conștientizează vasul meu că am greșit, îmi spune că am făcut ceva ce n-a fost bine, precum spunea Apostolul Pavel Roman, capitolul 9, cugetul meu luminat de... Duhul Sfânt. Duhul Sfânt luminează cugetul meu că n-am făcut bine, că n-am călcat bine și eu acum sunt chemat să vorbesc în același fel cu Duhul Sfânt. Să mă aliniez vorbirii Duhului Sfânt în așa măsură încât vorbind la fel să recunosc că n-am făcut bine și să iau decizii noi pentru viitor. În momentul când îmi dau seama că n-am făcut bine, eu am nevoie să capăt eliberare. Și pentru eliberarea aceea mă ajută foarte mult să am un martor pentru cugetul meu. De aceea spunea Sfântul Apostol Iacov, mărturisiți-vă unii altora ca să fiți vindecați. Aici implică ideea de a merge în fața unui slujitor, a te mărturisi Domnului cu el prezent și slujitorul devine doar acel martor pentru cugetul tău, care apoi să-ți liniștească cugetul în baza luminii Sfântului Cuvânt, că Dumnezeu poate să ierte și apoi să roage împreună cu tine ca Dumnezeu să dea eliberare și să dea biruință. Sunt persoane care spun, dar chiar trebuie, chiar e necesar să mă duc eu la fratele păstor să-i spun eu păcatele mele, ai treaba mea, nu-i treaba lui. Și e adevărat că viața ta privată te privește pe tine. Dar la nivel comunitar, știți că nu lucrează așa? Știți că păcatul meu privat afectează în toată biserica, afectează întreaga adunare? Gândiți-vă că Biblia folosește deseori sintagma de trup. Noi suntem trupul Domnului Isus Hristos. Eu vreau să vă întreb, care mădular din trupul dumneavoastră se poate îmbolnăvi și să nu sufere, să nu fie afectat tot trupul? Dacă un singur organ din trupul tău este bolnav, are o problemă, nu e așa că te doare absolut tot? Păi dacă un singur deget te doare, suferă tot trupul. Mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă, un prieten de-a meu a avusese o operație la un deget, la picior, i-a tăiat unghia că-i crescuse în carne. Și îmi zicea el după aceea, Andrei, am ajuns la concluzia că această operație și durerea de la picior este mai rea ca și nașterea la femei. Soția lui se supăra foarte tare când auzit această expresie. Dar zicea el, e adevărat, toți nervii merg în picior, durerea aceea a fost așa de profundă. Am trecut și eu după aceea printr-o astfel de operație, vă spun că a fost destul de periculoasă. Soția mea e prezentă, nu știu dacă mi-aș permite să spun că o fost ca la fel de lucru la naștere. Am avut nou, avem nouă copii împreună. Soția mea a trecut prin multe ca să ajungă până în ziua de astăzi. Nu mi-aș permite să spun că e chiar așa de dureros acea mică operație la degetul la picior. Dar vă spun că în ziua aceea când am avut operația, m-a durut tot trupul. N-am putut nici să umblu, n-am avut chef nici să mănânc pizza, n-am avut chef de absolut nimic. Mă durea că mă durea un singur deget. Dacă un singur mădular doare și este afectat, știți că tot trupul este afectat, tot trupul suferă. Și acum ne întoarcem la nivel de biserică. Dacă un membru este afectat, știți că toată biserica este afectată? Priviți la două argumente scripturale. Ne spune Sfânta Scriptură că Israelul intră în luptă cu cetatea Ai și li se spune... Totul este dat spre nimicire să n-atingeți ceea ce este dat spre nimicire. La care un singur om din biserică pe nume Acan zice el, mă, nu e chiar așa necesar să facă ce-o spus ei, lasă-i spre nimicire, dar dacă iau și eu ceva, care e problema? Și ia Acan din cele date spre nimicire. Eu vă întreb, a biruit Israel în luptă sau nu? Să spun să a fost categoric nu. Mai apoi când Iosua, îndurerat, frământat, supărat, se roagă înaintea Domnului, spunând, Doamne, dai drept așa ceva, uite ce s-a întâmplat, uite unde am ajuns, îi spune Dumnezeu, cineva dintre voi a păcătuit. Și pentru păcatul unui singur om, de ce să suferă un popor întreg? Pentru că noi suntem toți interconectați în această lucrare a mântuirii. Sigur, Izraelul era o prefigurare a ceea ce avea să vină. Acum priviți la Biserica lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel în Tia capitolul 5. Între voi este un om care trăiește în păcat și în păcat foarte rău. Până și cei de afară zic, mai cum se poate ca un om să facă așa ceva? Problema este că el spune că nu contează. Și cei din biserică au zis, oricum nu contează, e păcatul lui. Și Pavel spune, nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala? Păcatul unui singur om afectează toată biserica. Am zis eu odată așa ca un exemplu pragmatic. Un soț cu o soție se ceartă acasă. Mă, și se ceartă rău de tot. Nu mai decât supărați, nu mai vor să se împace. Merg acum la adunare, ea se pune pe bancă, frustrată, supărată fiind, și vine altă soră lângă ea. Sora aceea îi spune pacea Domnului, asta nici măcar nu vrea să-i răspundă. Sora se simte ofensată, dar merge acasă, spune bărbatului ei acum, ce are asta cu familia noastră? Ce am făcut noi? Știu eu sigur că odată la școala duminicală copilul meu, că noi românii suntem experți la bănuile rele, copilul meu, copilul ei s-a supărat, s-a încăierat și din cauza aceea, mergând la rude, la masă, vorbesc că familia cu tare e supărată pe ei. Ăștia acum la ei se supără pe neamul lor. Și uite că deodată se iscă o ceartă în toată biserica pentru cearta unui soț cu o soție. Pentru o singură greșeală într-o biserică, toți sunt afectați. Știți că păcatul meu personal afectează toată biserica? Eu n-am putere de rugăciune când este păcat în viața mea. Eu n-am putere de rugăciune când sunt afectat în cugetul meu. Ioan spunea în epistola, sa întâi, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar dacă nu o sândește inima, mai avem îndrăzneală? Nu avem Și merg înainte lui Dumnezeu. Am nevoie, am probleme familiale, am copii care ne ascultă, am lupte la nivel de casă, am situații financiare care sunt dificile, am diferite probleme, sunt bolnav. Mă duc în rugăciune și n-am convingerea că Dumnezeu pe mine mă poate asculta. De aceea, Pacea cu Dumnezeu este esențială și asta se rezolvă prin actul mărturisirii. Știți cât de puternică este mărturisirea de păcate? Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Eram în altă biserică cu mai mult timp în urmă, împreună cu fratele pastor Vasile Hozan și eram chemați pentru o seară de stăruință după Duhul Sfânt. Am intrat în rugăciune împreună, mai mulți se rugau în față și la un moment dat, Duhul Sfânt descoperă în dreptul unui tânăr din față care se ruga pentru Duhul Sfânt că are niște păcate care trebuie mărturisite. M-am apropiat de el, i-am șoptit la ureche, tu ai nevoie să faci o mărturisire. Ar trebui să ieșim până afară să discutăm, ai vrea? Și el dă din cap că nu vrea. Sigur, noi nu putem forța pe nimeni, că nu abuzăm pe nimeni să-și dea drumul. Dacă nu vrea, îți aparține decizia, dar rezultatele vin pe măsură. Am continuat să ne rugăm pentru ceilalți. Ne-am rugat și lângă acest tânăr, dar clar nu se mișca nimica. Nu se putea ruga, era blocat în sinea lui. Aproape când se termină seara de rugăciune, acest tânăr mă bate pe umăr și spune, aș vrea totul să discutăm. Bine, și vreau să vină și fratele la bătrân. Bine, mă, venim amândoi cu tine împreună. Ieșim afară într-un hol și stăm de vorbă împreună cu el și începe să-și descarce sufletul. Mărturii Siria, vă spun că a fost din cele mai dificile. Eu ca om mă gândesc că dacă ar fi să dea Domnul Duhul Sfânt unei persoane, îi dă unei persoane care a umblat corect, corespunzător, potrivit în săptămâna aceea, nu unei persoane care au avut astfel de lupte. Dar precum se face când omul se mărturisește, tot Dumnezeu de iertare și nu oamenii. Noi ne-am rugat ca Domnul să sfințească vasul lui. A fost o simplă rugăciune acolo în hol cu el și am intrat înapoi în adunare. În momentul când am intrat înapoi în rugăciune, până ne-am mai întors de două, trei ori, acel băiat a început să vorbească în alte limbi, clar, curat, frumos. S-a terminat rugăciunea, noi am ieșit să mergem la masă cu frații în altă cameră și când ne întoarcem înapoi să ne luăm lucrurile ca să plecăm acasă, băiatul era încă în față cu mine ridicate, se ruga în alte limbi și lăuda pe Dumnezeu. Dragii mei, în momentul când noi ne mărturisim, Dumnezeu dezleagă ființa noastră. Ce mare har să primești iertare lui Dumnezeu! Ce mare har să ai pace cu Domnul! Nu-ți cere Dumnezeu nici bani, nici avere, că nu-ți poți plăti păcatele. N-ai prin ce ispăși pe diapsa. Ascultați-mă foarte atent! S-a creat o mentalitate în cultura noastră română penticostală, că trebuie să te bată Dumnezeu să-ți plătești păcatele. Dacă îți dă Domnul câte o boală, un cancer, atunci cumva, cumva poate ispăși păcatul. Dragii mei, pentru vina păcatului nostru a plătit sângele Domnului Isus Hristos. Afară de sângele lui Hristos nu spală nimic păcatul tău. De a avea cancer toată viața, nici măcar o banală minciună, nu ți-o poți ispăși. Mărit să fie Domnul care prin Domnul Isus Hristos ne dă mântuirea, dat să fie numele Său. E adevărat că Dumnezeu ne poate încorseta ca un tată, ne pune la colț, nu ca să ne ispășim, ci ca să ne trezim din păcatul nostru. Că dacă un copil îți face o boacă în acasă, crede-mă ca și părinte, nu-ți place să-l pedepsești. Pedeapsa nu-i ca să te simți tu satisfăcut că și-a plătit păcatul. Pe diapsa e ca să învețe să nu mai facă data viitoare. Păcatul îl altă tata, că tata e bun și iubește copilul. Măriți să fie Domnul care ne iubește, dragii mei. Mărturisirea păcatelor face o lucrare profundă în viața bisericii. Și din nefericire, tot mai mulți fug de ea spunând, nu-i treaba păstorului, nu-i treaba comitetului, nu-i treaba fraților să știi ce am făcut eu. Îi drept că nu-i treaba noastră, că nu vrem să știm. Dar pentru vasul tău îi nevoie să ai eliberare. Dragii mei, mai sunt cumva păcate, situații, lupte ascunse în viața noastră de care încă nu ne-am pocăit? Unii se gândesc când vorbim de cuvântul păcate, numai la păcate mari, acelea grosolane, periculoase, de care, sigur, se merge în iad categoric. Dar eu vă întreb ce ne facem cu păcatele care sunt respectabile? Păcate care le practicăm și încă cu capul sus, spunând că n-am făcut nimic greșit. Desi ori am dat acest exemplu, îl dau și în această dimineață la dumneavoastră. În Efeseni, capitolul 4, cu versetul 30, ne spune Sfânta Scriptură astfel: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt să fie prezent în adunare, să vindece adunare, să ridice adunare, să întărească adunarea. Doamne, lase pe Duhul Sfânt între noi. Dar știți că Duhul Sfânt poate fi întristat și se poate retrage de la noi și nu-i mai simțim prezența. Spunea un predicator foarte bine, în momentul când pleacă bucuria Duhului Sfânt, căutăm să o înlocuim cu divertismentul. Pentru că divertismentul este încercarea umană să înlocuiască prezența Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt nu poate fi înlocuită. Aia când este, ori este, ori nu este. Dar eu aș pune o întrebare, ce întristează pe Duhul Sfânt? Că unii spun, băi, curvie, homosexualitate, avort, crimă, alea întristează pe Duhul Sfânt. Frații mei, Apostolul spunea astfel de lucruri, nici măcar să nu fie pomenite între voi. Păi nici măcar nu discutăm de așa ceva într-o biserică botezată cu Duhul Sfânt. Dar versetul următor ne dă cheia. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piardă din mijlocul vostru. Știți că aceste lucruri întristează pe Duhul Sfânt? Amărăciune. Vi la adunare, te pui pe bancă, vine cina Domnului și în timp ce tu lau pe Domnul cu mânuțele ridicate spre cer, întorci capul și vezi, băi, ăsta l-a supărat pe socrul meu. Acum, a cinci ani de zile. Știi că nu ta sapă nimeni dat înapoi. Ăsta ia cina Domnului. Cum își permiteți cina Domnului împreună cu mine? Doamne, iartă-l! Și nu mai iau eu cina din cauza lui. Nu uite ca mărăciune. Păstrăm în inimă resentimente, supărări pe alții de ani de zile și nu vrem să iertăm. Într-o biserică, un frate vă o greșeală și l-o supăra pe altul. Acum ăsta nu vrea să ierte. O veni frații, o încerca să consilieze, o discutat fratele și o cerut iertare. El nu vrea să ierte. Într-o zi, vin frații din Consiliu Pastoral și stau de vorbă cu el. Frate, iartă-l, că e biblic. Și ăsta spune așa. De se face gaură în cer și toți sfinții stau ca vrăbiuțele la gaura cerului și zic, iartă pe fratele, eu zic, înapoi în cer cu voi, nu-l iert. Ei, dragii mei, și mai vrem să coboare Duhul Sfânt între noi. Mai vrem har în adunare, vrem să lucreze Domnul, să facă semne, minuni. Fraților, să ne pocăim din toată inima. Împrietenește cu Dumnezeu și vei avea pace. Biserica se înmulțea pentru că avea pace. Secretul bisericii biruitoare este că avem pace cu Dumnezeu. La capitolul pace putem să avem pace între noi. Nu mai zăbovesc mult aici, dar gândiți-vă Câte daune ne fac relațiile stricate dintre noi? Prin supărări, revin, prin bănuiel rele. Apostolul Pavel spunea în 1 în capitolul 4, nu judecați nimic înainte de vreme, până nu se va arta cel ce va descoperi toate lucrurile. Dragii mei, noi gândim că știm, habar n-avem. Spunea un frate, un exemplu foarte pragmatic, care l-a trăit lui într-o biserică, privea la cineva care nici de cum nu se mișca, nici de cum nu nu ridica mâini, nu s-a ridicat în picioare. La un moment dat, când a fost gata programul, s-a gândit să meargă să abordeze acea persoană, spunându-i, păi e rușine, în casa Domnului, când tot se bucură, toți plâng, tu stai ca o piatră nemișcat. Zicea Dumnezeu, când mă apropiam de el, a venit cineva cu un scaun cu rotile, l-a pus pe scaun și l-a scos afară de miserică. Era invalid, nu putea să miște. Zicea el, m-am pocăit, mi-am dat seama că l-am judecat greșit. Câți dintre noi nu judecăm pe frați greșiți în adunare? Pentru că avem bănuieli rele, că știu eu. Atâta știm noi, dragii mei, încât ne încurcăm cu știința noastră. Să nu cumva să stricăm pacea, relația frumoasă dintre noi, prin bănuiel rele. Stai blocată în adunare, ani de zile, și nu ai pace. Mi-e aminte cu ani în urmă, un frate vine la mine, așa necăjit, un frate mai în vârstă și îmi spune, frate Andrei, eu simt că e supărat pe mine, ai ceva cu mine. Mă uit la Dumnealui, spun, frate, Doamne, iartă-mă, chiar nu știu în viața mea să vă ceva cu dumneavoastră. Frate Andrei, tu sigur ai ceva cu mine? Frate, vă spun sincer că n-am nimic cu dumneavoastră. De ce? Odată am intrat în hol și nu mai salutat. Mai eu am în obicei la biserică, am văzut că am Ion Leonia, exact ca și mine, eu stau la ușă când intră frații în adunare, stau să lucrez frații, stau și la mână cu fiecare și când e mai un minut până la program, intru în, la, în, sanctuar, stau să la mână cu frații. Se întâmplă uneori, cum sunt frații, plini de dragoste și bucurie, că vin trei, patru pe din dată, Frate, am o întrebare și am o întrebare și am două. Nu știu la care să te uiți și trece încă un altul pe lângă tine și nu l-ai văzut, n-ai avut timp să îi spui pacea Domnului. Se întâmplă. Și zic, frate, nu știu ce s dacă eu v-am supărat, eu îmi cer iertare. Dar vă spun sincer că n-am nimic ca cu dumneavoastră. Stă un pic, tu ești sincer? Frate, în numele Domnului spun că sincer, n-am nimic cu dumneavoastră. Am început să plângă, Mai am rație, frate, Andrei, te iubesc din toată inima, am știu că tu ești bea cu minte, dar am vrut să mă asigur. A stat în biserică săracul om, îndurerat, atâta vreme. N-a ascultat nici predica cu poftă, nici cântarul lui pria, pentru că el știa că cineva are ceva cu el. Așa știa el, dar nu era așa venim în adunare și ne uimim că nu este har, nu-i bucurie, eu nu mă conectez cu frații, că n-am pace. Haideți să ne împăcăm între noi, să ne iubim între noi, să ne iertăm, dragii mei. Și dacă cineva are pricin de plângere împotriva unul altuia, iertați-vă și voi, cumva, ierta Hristos, Doamne ajută. Dragii mei, pentru o biserică biruitoare, primul secret este pacea. Pacea cu Dumnezeu, pacea unii cu alții. În al doilea rând, mai există un aspect numit colaborare. Observați că biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Mi se pare impresionant cele trei nume. Iudeia face sens că era zona unde era Ierusalimul. Era zona unde erau elita spirituală a evreilor. Galileea, precum spunea mai și fratele păstor, era văzută ca o zonă foarte de jos. Urmărește -te și tu că niciodată nu ești din un proroc bun din Galileea, din zona aceea care este foarte de jos, zona văzută inferioară a celorlalte. Dar să mai spună și Samaria, asta chiar că e ceva. Samaria era văzută cea mai de jos zonă a locului aceluia. Să nu intrați într-o cetate a samaritenilor, a păgânilor, să nu mergeți pe drumul samaritenilor și a păgânilor. Samaritenii nu erau atei. Erau aceia oameni care aveau un sincretism religios, credeau totul și nimic. Credeau și în Dumnezeu, credeau și în Bal, și în alții, că așa a fost situația încă din vremea împăraților. Istoria e lungă, să intrăm aici. Ei, dragii mei, gândiți-vă că aceste trei zone, relativ inferioare unele față de altele, spune că se bucurau de pace împreună. În toate zonele acestea era bucurie în Duhul Sfânt. Și asta mie îmi spune că între noi nu există diferențe același Domn Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Era o cântare care noi o cântăm. Dar pentru toți muri Hristos, muri în sus la calvar. Eu mă întreb, a murit Hristos pentru toți? Că uneori așa ne desconsiderăm între noi, ăsta nu-i din neamul nostru, biserica nu-i ca biserica noastră, frații nu-s ca noi, ăia spre încuiață, ăia spre nu știu cum, și găsim fel de fel de expresii prin care să ne desconsiderăm unii pe alții. Oare chiar muri Hristos pentru fiecare dintre noi? Oare chiar plăti Hristos pentru vina păcatului nostru? Că eu, din câte știu, valuta salvării noastre, sângele divin, este unul și același pentru toți. Noi când am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, ascultați-mă bine, am fost botezați de unul și același Duh Sfânt. Nu există Duhul Sfânt pentru păstor, Duhul Sfânt pentru presbiter, Duhul Sfânt pentru membru de rând, Duhul Sfânt pentru membru la mai inferior, e același Duh Sfânt care pe toți ne-a botezat, mărit să fie numele Domnului. Și dacă Duhul Sfânt e noi, ce putem noi să arătăm mai mult față de alții? E, dragii mei, gândiți-vă că era o, o expresie foarte frumoasă. Cum ne comparăm noi între noi și ne diferențiem între noi ar fi după cum urmează. Dacă cineva ar vrea să vândă cutiuțe, o cutiuță de foaie, care pot spune în ea ceva prăjitori, dă o cutiuță normală cu un leu. Dacă îi pui fundiță să fie un pic mai frumoasă și vopsită, îi doi lei jumate. Și dacă în a treia cutiuță pui un diamant în valoare de un milion de dolari, te întreb, care este costul acelei cutiuțe? Uh, un milion de dolari și doi lei? Păi doi lei sunt insignifianți. Nici măcar nu mai contează în comparație cu valoarea inestimabilă care este în aceea cutiuță. În vasele de lut zicea o cântare frumoasă noi purtăm comoara. Dumnezeu a pus o comoară inestimabilă în vasele noastre, și noi așa ne prezentăm vasul nostru. Am ajuns vremea când mai mult preț punem pe vasul exterior decât pe valoarea Duhului Sfânt care este în interiorul nostru. Ce ne dă nouă valoare, dragii mei, nu este vasul acesta exterior, este chipul lui Dumnezeu amplasat pe vasul nostru. Este faptul că Dumnezeu ne-a mântuit și că a turnat puterea Duhului Sfânt în noi, mărit să fie numele Domnului. De aceea, de ce ne mai diferențiem între noi? Vă dau așa un exemplu frumos. Eram în Suedia și frații îmi povesteau o întâmplare care au văzut-o cu ochii lor. A venit invitat de ei la o binecuvântare de copii fratele Vasile Moloce de la Calafindești, un om al lui Dumnezeu cu un dar de scoperire deosebit folosit de Domnul. Un om care dacă îl vezi, nu dai foarte mult preț pe el, că nu e foarte prestigios, nu are un fel de uh, profesionalism, profesionalism, care l-am vedea noi, ba încă ai nevoie de un dicționar bucovinian ca să-l înțelegi. Vorbește numai în pilde. Și trebuie să fii foarte atent ca să înțelegi bine pildele care le spune. Dar omul acesta e folosit de Dumnezeu într-un mod excepțional. Era invitat de frații aceștia pentru o binecuvântare de copii. Și fiindcă în biserică a fost o frământare, cum de uneori ori se întâmplă, că pacea, dacă lipsește, îi vai de noi. Cei din conducere au spus, măcar că eu au aprobat să vină fratele, nu sunt de acord să facă el binecuvântarea. Fraților, dar cu voi ne-am consultat, cu voi am vorbit. De am și luat bilet, nici nu măcar suntem mulți. L-am chemat să vină la noi, noi l-am invitat. Poate predica, n-are voie să facă bine cuvântarea. Ce să faci? Te la ceartă cu frații? Fratele și-a dat seama că e problemă. Și foarte liniștit spune, stați liniștiți. Dar frate Vasile, știi că ne... mă, stați cu minți că nu e problemă. Dar frate, noi ne... mă taci că nu e problemă. Intră în adunare și în timpul slujbei vine păstorul în față să facă bine cuvântarea de copii. Zice fratele Florin care ne povestea, la un moment dat cu colții ochiului, văd că pleacă în față de unul singur fratele Vasile Moloci. M-am panicat. Ne-o face acum de râs moșu. Vai de noi ce-o fi. Când ajunge în fața bisericii, zice, face. Coboară acum Duhul Sfinte. Și când o zis cuvântul acesta, ce parcă ai fi aruncat o bombă în adunare. Deodată, o început o rugăciune, în vorbire în alte limbi toată biserica se ruga cu mâinile pe sus. Mă, dar deodată, a fost o minune, zice, din loc, cum stăteau ca dumneavoastră ascultând, deodată au început toți în rugăciune. Așa un har, o putere, o ungere divină. Și în fluxul rugăciunii se aude o voce din față. Doamne, fă să răsar lumina feței tale peste acest copil. Era fratele Moloci. Biserica, amin! Doamne, fă să... și face bine cuvântarea. Și când zice fratele amin, zice că pe loc s-a luat toată puterea ca și cum nici măcar nu a fost nimic. S-a oprit biserica pe loc, ca și cum nu sunt mai nimica. Merge înapoi în bancă, frate Vasile, s-a făcut cuvântarea. Un om despre care îi spune că mă, asta nu e chiar de pus la predică. Nu e chiar cioplit ca noi, nu e chiar așa de bine ca noi, pregătit. Dar, dragii mei, diferențele acestea noi le facem. Cel care pune valoare e Duhul Sfânt care este în noi. De aceea mi-aș dori ca între dumneavoastră celelalte biserici, și noi toți la altă să fie o unitate de săvârșită doamnește la aceasta. Observați că această colaborare între Iudeia, Galileea și Samaria a făcut frumusețea lucrării. Pe păi când au primit samaritenii harul botezului în apă și au primit pe Domnul Isus. vine Petru și Ioan, își pun mâinile peste ei și primești Duhul Sfânt. N-au făcut diferență că ăștia sunt inferiori, că ăștia nu sunt de-a noștri, că sunt de altă nație, că n-au pregătirea noastră, că e unul și același Domn și noi toți suntem copiii Lui lăudați să fie numele Său. În al treilea rând, secret al bisericii biruitoare este o trăire în zidirea sufletească. Biserica se bucura de pace în toată Iudia, Galileea și Samaria și se întărea sufletește. Aici fac apel la două elemente, sunt multe de vorbit, dar doar două elemente prezime dumneavoastră, care lucrează la zidirea noastră. Întorc la Cartea Faptei, capitolul 20, anume cu versetul 32. Sfântul Apostol Pavel vorbește cu frații din Milet și observa ce spune în acest verset. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește. Dragii mei, ce mi-aș dori din toată inima pentru dumneavoastră ca pentru noi, îi să fim biserici care să fim deplin plin ancorate în Cuvântul Lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune în tia Corinteni, despre mine și Apolo am vorbit astfel ca prin noi să învățați să nu treceți peste ce este scris. În vremea în care noi trăim se pune foarte mare accent pe senzaționalism. Ne plac foarte mult experiențele extraordinare, supranaturale. De aceea fug oamenii încoace încolo, după fel de fel, iertați-mă, de năluci. Și cred o sumedenie de bazaconii. Ziceam și ieri, dacă nu greșesc, zic și în această dimineață. Dragii mei, pe mine mă șochează când aud câte unul care merge cu turismul spiritual. O ajuns în cer, o văzut acolo 10 camere, în fiecare cameră ce departament erau, l-o văzut pe Dumnezeu cum era îmbrăcat, i-o văzut tronul și vine înapoi acum la noi să ne spună nouă cum este în cer. Păi Sfântul Apostol Pavel spune că a fost răpit la al treilea cer și ce-o văzut acolo nu se poate pune în cuvinte omenești. Vă întreb, mai mult de atât o zis Apostolul Pavel? Nu exprimat el cum arată tronul? Ok, nu Dumnezeu, dar măcar tronul, cum cântă îngerii, câte ari peau, câte degete la mâini au îngerii. Nu o zis Apostolul Pavel așa ceva? Nici de unde. Și dacă Sfântul Apostol Pavel nu a zis să-mi fie cu iertare, dar pe mine nu mă fură cu nimic că o visat câte o doamnă din asta că au fost prin cer și l-au văzut pe Dumnezeu. Ce mă șochează în schimb că vin frații. Frate, îi real Dumnezeu. Ai auzit în filmul ăla cum ăia au visat la Dumnezeu. Mă vorbește de 2000 de ani Sfânta Scriptură și nu credem. Dar vine unul cu un vis, mă și toți să credem. Fraților, să nu trecem peste ce este scris că ne fură diavolul cu fel de fel de jucării din acestea și într-o zi nici noi nu mai știm ce credem. Și îți argumentează oameni în fel de fel de argumente. Mi-aduc aminte că ani în urmă, mulți în urmă, eram într-un context în care cineva întrebase cum a murit Moise și unul spune răpit la cer. Păi de unde e scos asta? Din Biblie. Dar unde scrie ceva? În filmul cu Moise, când era gata filmul, ce Moise făcea așa cu mâna către cer și era scară care mergea la cer. Pe l -o răpit Dumnezeu. Dar în Biblie nu scrie așa, dar așa era în film. Și filmul întotdeauna are dreptate. Observați, dragii mei, că dacă nu știm cuvântul lui Dumnezeu, e o mare problemă. Dacă îmi doresc ceva pentru biserica dumneavoastră, ca pentru a noastră, îi să fim plini din abundență de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Doamne ajută la aceasta! Avem nevoie de o plinătate a Duhului Sfânt. Când va veni anticristul, arătarea lui se va face prin semne și minuni deosebite, va coborâ foc din cer. Credeți-mă că mulți penticostali vor crede în ziua aceea că e puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, să rămânem la ceea ce este scris. Este real Duhul Sfânt, lucrează Duhul Sfânt, face minuni Duhul Sfânt, autentice, care nu încalcă Sfânta Scriptură. Pentru zidirea sufletească a unei biserici, pentru creșterea spirituală, e nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut în timp că bisericile care cresc numeric, care cresc spiritual. Sunt biserici care sunt tare ancorate în cuvântul Domnului, în care predica, cum se spunea mai devreme, are valoare și în care predica este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Nu venim cu fel de fel de experiențe, ca și cum asta ar fi standardul. Experiențele pot ilustra pentru noi, exemplificând pentru noi, aceleași principii care le desprind din cuvântul lui Dumnezeu. Al n-avem susținere. Doamne, fă-ne plin de cuvântul Tău! Dar totuși revin și această experiență a Duhului Sfânt este pragmatică. Și m-aș întoarce la o altă formă de însoțire, de întărire. Ne spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, în felul în care noi ne putem zidi sufletește. Versetul 4. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Vreau să vă întreb, dragii mei frați pendicostali, mai credeți în harismele Duhului Sfânt? Mai credeți în vorbire în alte limbi, în dar de procie? Mai amin, dar parcă nu sunt chiar 100% siguri. Dați-mi voie să vă conving, dacă se poate. Eu am văzut lucrări de slavă. Eu am zis de multe ori că sunt pentecostal înrăit. Pe mine nu pot să mă convingi că e cesaționism, că am văzut prea multe. Îs deja dereglat în privința aceasta. Cred 100%. Dar nu așa că sunt chestii de manipulare emoțională, care oricine crede. Eu am văzut chestii reale și vă dau unul, hai poate două argumente. Anul trecut la noi în biserică am avut o experiență extraordinară care pentru mine a redovedit și întărit că Duhul Sfânt este, că lucrează și că vorbirea în limbi reală și nu-i joacă. Am spus oriunde am ajuns această întâmplare și prea frumoasă ca să nu o spun și dumneavoastră. Eram la stăruință după Duhul Sfânt adunați toți împreună la rugăciune, cum e dumneavoastră, un pic mai larg la noi în față, corul și fanfara, zonele unde se stă în față. Și când facem stăruință, chemăm în față să vină pe primul rând cei care n-au fost încă botezați și în spatele lor pe cei care deja au fost botezați cu Duhul Sfânt să continue să ceară reumplerea. Nu care cumva să credeți că dacă acum 50 de ani ați fost la stăruință, vă Domnul, na, fain, e pe umele botezați cu Duhul Sfânt. Adevăratul om botezat cu Duhul Sfânt continuă părtășia în Duhul Sfânt. El are nevoie de reumplere, dragul meu. Pentru că în ziua de Rusali, în fapte, doi a coborât Duhul Sfânt, i-a botezat. Dați două pagini și în fapte patru, preț de ore, câteva zile, acum nu e vorba de luni de zile, și ani de zile, în câteva zile după Rusalii, să închetați, merg acasă, se roagă toți și zice Biblia, toți s-au umplut de... dar s-au umplut la Rusalii. Păi mai trebuia să umplem încă o dată? Zice Pavel, fiți plini de Duh. Asta înseamnă continuu, perpetu, plinătatea Duhului Sfânt. Și asta înseamnă stăruință consecventă. Doamne ajută! Și le zice noi, continuați să vă rugați voi pentru Duhul Sfânt. Reumplere, putere, har, daruri. Și toată biserica în sală se roagă, regula noastră nu se uită nimeni. Dacă careva se uită, i-am amenințat că mă duc în sală și iau de mână, duc în față împreună cu noi. Toți ne rugăm. Biserica se roagă. Împreună cu noi era venit fratele pastor Viorel Pavel de la uh, Dumbrăveni. Dumnealui a stat în Spania preț de vreo 20 de ani. Vorbește fluent limba spaniolă. În timp ce ne rugăm acolo pe scenă și stărim înainte lui Dumnezeu, zice dumnealui deodată, auzi, e un băiat aici care vorbește limba spaniolă. Știe limba spaniolă? Nu! Se roagă în spaniolă. Cine? Ăla. Eu, din câte știu, născut într-o familie de români, de aici, de la noi, din biserică, vorbește limba română pocit și limba engleză, așa cum sunt copiii noștri, în diaspora. Atâta, altceva nu vorbește. Dar ca să ne asigurăm, îl oprim din rugăciune și întrebăm, auzi, tu știi limba spaniolă? Nu, deloc. Roagă de mai departe de slavă Domnului. Continuă rugăciunea și zice frate Viorel, interesant. În timpul rugăciunii, când se roagă în alte limbi, are frânturi în limba spaniolă. Ce interesant zicea el, are o pronunție academică. Eu am studiat spaniola, știu foarte bine. Atât de clar, de curat vorbește, parcă ar fi un profesor la facultate. Prima expresie era așa, Doamne, fratele meu este și el aici, dă -i și lui ce mi-ai dat și mie. Mai în față de el, purând, era fratele lui care stăruia după Duhul Sfânt. Vă întreb, vorbește Duhul Sfânt? În al doilea rând, zicea el, se ruga astfel, Doamne, în familia noastră este o foarte mare problemă, te rog, intervine și scapă familia noastră. Ce nu știau ei și nu știam noi este că în timpul când au venit la biserică, mama lor a plecat la spital de urgență. A intrat într-o operație de urgență și doctorii au spus că a fost cel mai complicat caz care l-au avut ca medici. Ei, dragii mei, Duhul Sfânt la biserică, mijlocea prin copilul ei pentru mama care era la spital. Vorbește Duhul Sfânt? A treia expresie era așa, Doamne, dacă n-ai să-mi dai bogății în viața aceasta, dăm experiențe cu tine, apropie-mă de tine și apropie-mă de tine. Și o să insista mult în această expresie, apropie-mă de tine. Și ce frumos, dragii mei, când este o vorbire în limbi și tălmăcire, ascultați-mă bine, aici sunt amândouă manifestări supranaturale, adică cel ce vorbește în alte limbi nu știe limba care vorbește și cel care tălmăcește nu știe ce vorbește celălalt, prin puterea Duhului Sfânt interpretează. Aia o luăm prin credință, e un har. Dar, dragii mei, aici nu-i să așa ceva. Aici a fost vorbire în alte limbă clară, înțeleasă de cineva care era prezent. Și asta a fost cu adevărat ziditor. Duhul Sfânt e real și lucrează măriță să fie în numele Domnului. N-aveți idee de câte ori s-a rugat Duhul Sfânt prin vasul dumneavoastră pentru nevoi din adunare, pentru problemele din familia dumneavoastră, pentru situații și nevoi avem nevoie de prezența Duhului Sfânt. Dragi frați pentecostali, în vremea când este atât de jocurită lucrarea, când se spune că nu mai este, că nu mai lucrează Domnul, că s-a terminat cu darle, că a fost acum 2000 de ani, eu vă spun azi clar și răspicat, unul, pe baza Cuvântului Sfânt, care dacă ar fi numai acest domeniu să luăm, am putea predica o oră, două, numai pe lucrarea vorbirii în alte limbi. E mult de vorbit aici, nu intrăm în această dimineață. Și pe experiențe clare, practice, reale, care le-am văzut cu ochii noștri, nu auzite și văzute. Astea le-am văzut cu ochii noștri, dragii mei. Măriți să fie numele Domnului. O soră din biserica noastră era plecată în Africa, în Uganda, împreună cu o grupă de la Misiunea Speranța. E, de altă parte este cumnata a fratele Gabi Gorcea. Fiind prezenți acolo, era venit un frate păstor din România, care era chemat să predice la o slujbă acolo. Problema a fost că interpretul din română în limba engleză lipsea Sora din biserica noastră vorbește fluent limba engleză, la care frații au spus, nu avem ce face, sora va trebui să traduci pe fratele din român în engleză și altul va traduce din engleză în ugandaneză. La care sora, pioasă și foarte cu minte, a spus, eu nu sunt confortabilă, nu vreau să stau în fața bisericii. Să vină altcineva, dacă se poate. Eu, nu, nu, mi se pare prea sfântă slujba să fac eu așa ceva. Sora, nu avem pe absolut nimeni, n-am de ales, trebuie să traduci. Și oarecum mai forțată, mai împinsă, n-am avut de ales. Ajung în fața bisericii, începe fratele pastor câteva expresii în limba română, la care deodată începe să vorbească în limba engleză. Păstorul. Sora a fost acolo martor ocular. I-am spunea aceasta, asta a fost acum doi ani de zile, dacă nu greșesc. Începe în limba engleză, o expresie, două, trei, zice dumnea ei, am făcut ochi mari, mă uit la el, el face ochi mari, se uită la mine, eu am dat câțiva pași în spate și m-am pus jos. Și o continua să predice preț de o oră în limba engleză, om care nu vorbește deloc limba engleză. Asta e puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Duhul Sfânt e real, lucrează, încă dă putere. Avem nevoie ca și biserici să mai fim umpluți de puterea Duhului Sfânt, Doamne ajută la aceasta. Biserica este biruitoare în momentul când se zidește, sufletește. Se zidește prin cuvântul lui Dumnezeu și se zidește prin experiențele haristice ale Duhului Sfânt. Mai există două componente care dau nuanță frumoasă acestei biserici biruitoare. Al patrulea este faptul că are o conduită specifică. Ne spune și umbla în frica Domnului. Am ajuns într-o postură, dragii mei, în care tot mai rar se vede frica lui Dumnezeu în adunare. Avem de toate, numai nu frică de Domnul. Și vom încerca noi să interpretăm cuvântul frică prin fel de fel de expresii, precum ar fi reverență, și înseamnă asta, respect, și înseamnă și asta, atitudine pioasă, și înseamnă și asta. Dar la rece, dragii mei, unde găsiți în Sfânta Scriptură cuvântul frică, în greacă, știți ce înseamnă? Frică, atât, nimic altceva. Frică, groază, temere, asta înseamnă frică. Și unii spun, frate, dar să-ți fie frică de Domnul, a Domnului Tatăl nostru, ne iubește. E adevărat. Dar Dumnezeul nostru bun și mântuitor este și un foc mistuitor. Ei, dragii mei, hai să vă arăt cât de foc mistuitor este Dumnezeu. Cât de pragmatic este Dumnezeu în privința slujirii sale. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, David ia chivotul lui Dumnezeu și îl duce către casa lui. În fruntea oștirii mere David. Sopăin, cântând, plin de bucurie și nu era ceva păcătos. Era un aspect al euforiei, bucuriei faptului că era prezența Domnului prin chivot. Preoții mergeau pe lângă chivot și chivot era dus într-un car. La un moment dat, la o întorsătură de drum, carul să se răstoarne și chivotul să cadă jos. Și un preot pe nume Uza, zice Biblia, că a întins mâna să oprească chivotul Domnului. Și Dumnezeu l-a rupt în două pe loc. Eu m-aș întreba, de ce? Ăsta au făcut ceva bun. Au avut o intenție bună. Hai să o simbolizăm mai modern. Precum careva predică aici, ai gata să cadă în jos și mai pune mâna să oprească în Știu că e slavă analogia, dar gândiți-vă la un aspect pragmatic din vremea noastră. A vrut să facă un favor lucrării, să nu se întâmple vreo pagubă. Și Dumnezeu o moară. Și eu mă întreb, e normal așa ceva? Era frumos ce a făcut Domnul? Și era. Pentru că mai devreme, cu multe pagini, ne spune în carte Exod, în carte Levitic, cum ar trebui să se poarte cu chivotul Domnului. El trebuia întotdeauna cărat cum, frații mei? Pe umeri. Și acum aș pune o întrebare. De unde au învățat Uza și ceilalți să pună chivotul în car? Știți de unde? De la filisteni. Pentru că mai devreme filistenii au furat chivotul, și când l-au trimis înapoi acasă, filistenii care n-aveau conduita bisericească a Israelului, l-au pus într-un car și i-au dat drumul să meargă mai departe. E lungă poveste acolo, cum s-a întâmplat cu vacile, cu vițelul și cu toate la oaltă. Au gândit să-l trimită înapoi, n-au știut altfel. Când au ajuns schivot un car la Israel, s-au gândit preoții. Băi, bună tehnologia asta. Am avansat. E mai modernă viața, nu mai este ceea ce a fost. Uite că în vremea în care noi trăim, se poate și altfel și mult mai în siguranță. Păi pe umăr, dacă se slăbește, cade, se împiedică, cade chivotul. Păi dacă e în car, în siguranță. Problema cu carul era că Dumnezeu niciunde în Biblie n-a dat voie să fie dus în car. Chivotul întotdeauna era dus pe umeri. Dragii mei, când schimbăm noi închinarea, după stilul nostru, înțelegerea noastră, apetitul nostru, voința noastră. Problema este că ne izbim de un Dumnezeu care are principii. Și Dumnezeu nu schimbă principiile sale că pe mine mă cheamă Andrei. Dumnezeu nu-i pasă. Dumnezeu rămâne Dumnezeu mărit să fie numele. Și de aceea, dacă vrem să rămânem în binecuvântarea lui, să ne dăm noi lângă Domnul, că Dumnezeu nu se mișcă. Dumnezeu rămâne nemișcat și nemutat mărit să fie numele. Frica de Domnul înseamnă a umbla într-o conduită atentă, a realizat că ești în prezența unui Dumnezeu viu și lucrător. Am zis de multe ori, în casa mea fac ce vreau, că e casa mea, îmi permit. La un moment dat, într-o familie, erau niște probleme destul de complicate. Fratele, neobișnuit, lua bătaie de la sora. Na, așa era situația. Și frații, ca să rezolve problema, s-au dus până la familia aceasta să-i ajute. Când ajung la ei acasă, fratele băgați băgat sub masă. Frate, ce faci? Și el spune, în casa mea pot să stau unde vreau. Ca să se scape oarecum de rușinea lui. Ei, în casa mea eu pot să fac ce vreau. Dacă vreau să stau pe masă, sub masă, lângă masă, cu picioarele pe masă, cât de nepoliticos este. Ei, casa mea, ei, masa mea, fac ce vreau. În casa unui alt om, nu-mi permit să fac ce vreau. Vin cu atenție. Nici măcar de la ușă nu intru în casă stau și spun, hai frate, merge înainte. Fraților, mergeți voi înainte, că nu e casa mea, habar n-am unde mă duc. Poate intru un dormitor din greșeală. Dumă tu mai devreme să știu unde să merg. E casa dumitale, eu aici cu atenție, cu respect, nu mă pun jos unde vreau. Văd pe canapea, văd că e masă, văd că e scaun, fotoliu și spune, stai unde vrei. Spune unde să stau, că e casa dumitale. Eu nu-mi permit, e casa dumitale. În casa altuia suntem foarte atenți. Noi aici, dragii mei, suntem de la Biserica Bethlehem, numită Casa Pâinii. Sau, în alte expresii, suntem în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu, tu nu faci ce vrei, tu nu vii cum vrei, tu nu te îmbraci cum vrei, tu nu vorbești cum vrei. Că asta e casa lui Dumnezeu, nu-i casa ta. În casa ta faci ce vrei, în limitele normalității. În casa asta te supui voi Sfintea lui Dumnezeu, că aici e prezent Duhul Sfânt mărit să fie Domnul. Aici e prezent Dumnezeu în adunare. Aici vrem să vindece Domnul bolnavi, să boteze cu Duhul Sfânt, să trimită prorocii din ceruri. Aici e prezent Dumnezeu, lăudați să fie numele. Și în casa lui Dumnezeu intră cu frică că e prezent Dumnezeu, cu reverență, cu atenție, calcă mărunt în casa Domnului. Eu rămân șocat, dragii mei. Nu sunt împotriva socializării. Avem nevoie de părtășie, avem nevoie de legătura frățească. Dar uitați-vă la noi că de multe ori în casa Domnului suntem exact ca în parcare și în afară. Fluierăm, vorbim, râdem, dăm high five unii cu alții. Dragii mei, Aici e prezența Duhului Sfânt. Și pentru mine întotdeauna sanctuarul reprezintă Sfânta Sfintelor. Aici e prezent Dumnezeu. Nu că n-ar fi și afară, dar e alta când stăm în parcare, vorbim, râdem, glumim. Dar eu când am intrat în sanctuar, sunt Sfânta Sfintelor, îs în prezența Lui Dumnezeu, e locul consacrat pentru lucrări divine. Doamne, dă-ne frică de Tine în adunare. Pentru că biserica biruitoare are biruință câtă vreme stă în frică de Domnul. Și în ultimul rând, secretul gustului. Biserica biruitoare este biruitoare pentru că este plină de Duhul Sfânt. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dragii mei, oricât de frumoase ar fi programele noastre, oricât de mari ar fi lucrările care le facem, oricât de specializați am fi noi în omiletică, în vorbă, în prezentare, în cântare și în toate cele vreau să vă spun că nimic nu schimbă inima oamenilor afară de Duhul Sfânt. Nimic nu convinge oamenii afară de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt face lucrări, semne și minuni prin care își dovedește prezența, bagă acel fior în inimile noastre, ne conectează cu cerul și ne face să simțim că suntem în prezența lui Dumnezeu. Și în acest sentiment, primii creștini au înțeles că au nevoie de o prezență reală a Duhului Sfânt. Fapte, capitolul 4, mă reîntorc în versetul 29. Și acum, Doamne, uite de la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Completarea știți unde vine? Fapte 5 cu 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți să dea împreună în pridvorul lui Solomon. Dragii mei, Biserica Betleem are nevoie de o prezență autentică și vizibilă a Duhului Sfânt. Dacă îmi doresc ceva pentru dumneavoastră, pentru slujitorii dumneavoastră, e ca ori de câte ori vă adunați să nu lipsească manifestarea Duhului Sfânt, să nu lipsească lucrări de slavă. Prin mâinile oamenilor puși în slujbă în această adunare, Dumnezeu să facă semne și minuni, că nu prin ei se fac, ci prin Dumnezeu care dă biruința, dar să se vadă că Dumnezeu ascultă rugăciunea, că de aceea vin oamenii la Dumnezeu când rugăciunile sunt, ascultate. Și aici închei cu câteva exemple, doar să vă încurajez că Duhul Sfânt încă mai lucrează și în ziua de azi, încă mai face semne și minuni și îmi doresc pentru dumneavoastră să le mai facă și în locul acesta. Anul trecut, dacă nu greșesc, eram chemat la o mamă tânără din biserica noastră, numai ce născuse, și avusese o complicație foarte mare. La fiere s-a făcut niște pietre și suferea foarte greu, chinuia în continuu nu putea mânca, orice mânca îi cauza foarte mari dureri, voma, nu putea să țină nici măcar lichidul și preț de aproape o lună de zile a suferit în felul acesta, chinuri grele. S-a dus la spital și doctorii au spus că nu au ce să-i facă. Nu există soluție, afară de operație, să scoate afară fieria. Și precum erau foarte aglomerați ieșind din COVID, au zis că undeva în următoarele luni se va face operația. Până atunci, să rabde să ia medicamente de durere și cum va putea să facă. Problema era că orice a făcut nu pleca aceea durere. Și într-o seară ne sună și spune, vreau să veniți să-mi faceți ungerea cu un de lemn. Eu nu mai pot, am nevoie de tingerea Domnului. Ne-am dus împreună cu frații slujitori în seara aceea, am văzut-o, am făcut o rugăciune și am plecat acasă. Rugăciunea a fost simplă, dragii mei, că noi când ne rugăm, noi nu facem nici vudu, nici incantații, nici niște ce lucruri ciudate. Noi ne rugăm la Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Și vreau să vă mai spun ceva. Nici măcar decibeli nu contează în rugăciune și nu sunt, dacă vreți, un factor decisiv al biruinței. Că țipi sau că te rogi încet, Dumnezeu ascultă rugăciunea. De aceea nu sunt împotriva unor rugăciuni cu volum. Îmi place când aud biserica rugându-se. Rugați-vă mai departe. Dar țineți cont, Dumnezeu dă biruința că El e Dumnezeu, nu că noi îl convingem. lăudați i fie în numele. Am plecat acasă și a doua zi dau un mesaj surorii să întreb cum se simte și îmi spune, de aseară până în ziua de azi, n-am mai avut nicio durere. Am mâncat și n-am avut nimic. Am mai trecut câteva zile și din nou o contactez. Cum te mai simți? Din ziua aceea de la ungere, n-am mai avut nicio durere. Mai interesant a fost că au trecut câteva săptămâni bune și a plecat din nou la spital pentru niște analize. Și doctorul îi spune așa, ce s-a întâmplat cu tine? Pentru că nu mai găsim pietrele în fiere. Și aceste pietre nu pot fi eliminate, și doi, nu se pot dizolva. Unde sunt pietrele, că nu face sens medical? Și a spus, Dumnezeu m-a vindecat. Dragii mei, Dumnezeu mai vindecă și în ziua de azi. Sunt multe experiențe care le știu de la frații slujitori, de la colegii mei, care le-am auzit de ani de zile. Eu vă spun ce am văzut acum, în zilele astea. Hai să vă zic alta mai recentă. Am fost contactați de o soră din America, din uh, statul Michigan. Și ne-a rugat să ne rugăm pentru ea. Soțul ei este american jet budget. ea este româncă, s-au căsătorit împreună și familie pocăită cu minte, au un copilaș. El a învățat limba română, foarte surprinzător pentru noi. Și ne-a contatat că este bolnavă de o vreme mai lungă de timp, suferă destul de greu și are nevoie de intervenția Domnului. Și dacă ne-am putea ruga, că a auzit că la noi la biserică se fac multe rugăciuni pentru bolnavi și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Harul Domnului, că noi suntem un nimeni și nimic. Ei, dragii mei, ne-am rugat cu biserica preț vreo două săptămâni și duminica trecută a venit până la adunare la noi, vrând să fie împreună cu noi la părtășie și a cerut să-i facem ungerea cu un delem dacă se poate. Când s-a terminat rugăciunea, biserica, i-am făcut ungerea cu un împreună cu slujitorii și prin Duhul Sfânt din al Domnului este o lucrare. Sângele tău are o problemă și medicii au găsit la, la sângele tău niște probleme. El nu i-a spus că are problema, doar că e bolnav, atât. Și zicea, Domnul prin Duhul Sfânt, prin sângele său, va curăța sângele tău și va da biruința. Asta a fost duminică. Am plecat împreună cu familia lor la o familie din biserica noastră să luăm masa împreună. Dumnezeu nu avea voie să mănânce aproape nimic din cauza unui regim foarte strict. În ziua aceea, oarecum încurajat de noi, am mâncat. Îmi scrie după câteva zile, frate Andrei, asta a fost o minune. Am mâncat în ziua aceea și supă, și pireu, și altul care nu aveam voie. N-am avut nicio reacție. Dumnezeu a făcut o minune pentru mine ziua aia. Dar minunea mai mare a fost că în ziua de marți, după duminică, săptămâna care a trecut, acum câteva zile, zice, m-au sunat doctorii. Spre surprinderea mea, au venit rezultatele mult mai rapid decât de obicei. Trei specialiști până acum mi-au spus că sunt suspecte de cancer. Și acum au venit rezultatele complet curate. Dumnezeu m-a vindecat. Dragii mei, ăsta e Dumnezeu care lucrează. Zic și eu ca Apostolul Petru, de ce vă uitați la noi ca și cum noi am putea să facem ceva? Credeți că noi avem putere de vindecare? Credeți că noi stă harul? Dragii mei, mare este Dumnezeu care lucrează. Dar astfel de lucrări vor trebui să însoțească Biserica lui Dumnezeu. Asta face diferența. Filozofii, vorbăraie, mulți pot să facă. Prezența Duhului Sfânt este autentică, nu poate fi copiată. Îmi doresc pentru Biserica Betleem să fiți plini, de Duhul Sfânt. Astfel de lucrări să nu fie ocazionale și excepțiile, să fie oarecum regula bisericii și când vă adunați împreună Duhul Sfânt să facă minuni, semne, lucrări de slavă, să se cunoască pretutindeni că în locul acesta Dumnezeu lucrează. Biserica biruitoare, dragii mei, este biserica care umblă în prezența Duhului Sfânt. Doamne, mai coboară noi în adunare, mai cercetează biserica. Și dacă mai dă Dumnezeu să mai ajung pe la dumneavoastră, fie să văd o biserică mai mare decât este acum, dar mai plină de puterea Duhului Sfânt și mărturile dumneavoastră frumoase prin prezența Duhului Sfânt să ajungă până în colțul nostru al lumii și noi să spunem, preamărit să fie Domnul, amin.